Unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Europa recrutează porci. Noi, angajați, au rolul de a păzi aeroportul de păsările care pun în pericol avioanele. Principalul aeroport internațional din țările de jos ocupă un teren care are părți de apă stătătoare. Acest lucru face ca terenul să fie bun pentru agricultură și, de asemenea, atrage multe specii de păsări și animale care caută hrană. Păsările reprezintă însă un pericol pentru avioanele care tranzitează aeroportul, așa că autoritățile au decis să angajeze o patrulă specială pentru a le speria pe înaripate. Noi angajați sunt câțiva porci care au fost instalați într-un câmp de sfeclă de zahăr între două dintre cele șase piste ale aeroportului. Se așteaptă ca aceștia să-și facă treaba atunci când gâștele și alte păsări descind pentru a lua resturile de pe câmp.